Ciampel. Hei! Bună! Bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi e și Paul aici și filmăm un video de părinți, pentru că n-am mai făcut de mult chestia asta. Și anume o să vorbim despre greșeli pe care le-am făcut noi, fiind pentru prima oară părinți. Sunt 5 la număr și abia aștept să începem. Nici nu i-am zis lui ce greșeli sunt, dar o să intervină pentru că ce aminte de ele. Bun, începem? Dă-i drumul. Hai că mie doarme și trebuie să ne grăbim. Numărul 1 este cea mai mare greșeală care am făcut-o. Știi, nu? O să-mi dau cu părerea. Că aici nu am știut să-i schimbăm scutecul când o plâns. A, nu! Adică da, e una dintre greșeli, dar care se reflectă și în ziua de azi. Bun. Nu știu, zi. Nu știi? Nu. Faptul că o adormim plimbată. Da. I-am făcut asociere de somn plimbarea, ceea ce a fost cea mai mare greșeală, pentru că nu ne-am dat seama atunci, îi plăcea să fie plimbată, normal, că oricărui copil sau persoană îi place să se plimbe în brațe, da? Și era ușoară, avea cât 3 kg, era ok să o adormim plimbând-o, doar că a crescut și asta a rămas asocierea, nu o să se ducă cu vârsta. Nu mai are 3 kg, are 10. 10? Are aproape 15. Are atât? Da, păi avea 12,5 la ultimul control. 12,5, mamă. Da. Și încă preferă să adormă plimbată. De obicei adorme la sân, care mi se pare că e o asociere ok, normală, dar după ce se termină laptele și se termină destul de repede pentru că este mare, așteaptă să fie plimbată și așa adorme cel mai ușor. Și începe acum puțin să se liniștească în pat. Îi place să o pui în pat. Pentru că nu mai e comod în brațe, dar nu pentru că nu i-ar plăcea în brațe. Dar până la urmă tot, da, adorme în brațe. Da. Că și acum am adormit-o, dar înainte să o iau în brațe, în manduca, am lăsat-o vreo un sfert de oră în pat. Mm-hmm. Și se foiește, se mai joacă cu ea, încearcă, chiar încearcă, da. Se tot, da, se mai uită la tine, dar până la urmă, chiar de adormit, de a țipit, trebuie la tine în brațe. Da. Și este o greșeală pentru că atunci când este mic, când este nou născut, trebuie să-i faci o asociere de somn sănătoasă, cum ar fi pătuț. O pui în pătuț și ea înțelege că este timpul de somn și ea doarme. Da, dar la noi cânt, o pui în brațe poate și... Poate dai o jucărie care e mereu acolo doar când doarme. Da, exact. Asocieri sănătoase sunt. Mă, noi am ales-o pe cea mai proastă. Da. Și încă un lucru legat de somn, parcă tot la pasul ăsta, numărul 1, este faptul că atunci când era mică nu avea un program de somn, adică noi nu știam de chestia asta și nu respectam și o lăsam să devină overtired, adică mult prea obosită și atunci e foarte greu să mai adormi, să mai liniștești pentru că creierul este suprastimulat. Mai știi, când era mică așteptam să vedem când îi se face somn și poate doarme, dar atunci trebuia să respectăm 2 ore de veghe, somn. Mm-hmm. Ceea ce n-am făcut la început, chiar când era newborn, poate era și mai repede, o oră jumate sau ceva de genul. Și noi n-am respectat chestia asta și ea devenea foarte, foarte obosită și ne era foarte greu să adormim, deși era... Da, trebuia să doarmă de mult mai mult. Da. Deci asta a fost o greșeală, asocieri nesănătoase și că n-am respectat programul unui bebeluș. Exact. Numărul 2 este ce ai spus tu. Asta cu Daipi, da? Da. Da, hai să explic cum s-a întâmplat prima oară. Am venit acasă cu bebele. Asta în prima zi, prima dată. Da, prima zi, totul frumos, începe să plângă bebele. Nu știm ce e, îl întoarcem pe dos, îl sucim, plimbăm. Și până la urmă, după nu știu cât timp... Cum după? Era seară, efectiv s-a întâmplat asta ziua, după masa. Da. Și la somnic am făcut o băiță înainte de somnic și atunci ne-am dat seama. Când i-am dat, am desprecat-o pentru băiță, ne-am dat seama că avea un scutec plin de caca, da, de pupu. Și care a fost faza? De ce? Noi am crezut că o să miroasă. Am mirosit-o, dar nu am mirosit. Da, noi miroseam, dar nu dădea semne că e ceva acolo în scutec. Ulterior am aflat că... Nu miroase. La bebelași care sunt alăptați de mamă, nu miroase. Poate și la formulă, nici când i-am dat formula, nu mirosea, da, până când formula, îi dai mâncare solidă, nu miroase. La diversificare a început să miroase caca. Dar până atunci nu mirosea și noi nu știam, dai seama, dacă e un scutec plin, ne gândeam clar o să simțim. Dar nu simțeai și de-aia nici nu am zis, nici n-am bănuit că ar fi asta... Că fie ăsta motivul pentru care plânge. Și când se face băiță, dăm jos cutecul plin acolo de caca.
atât am scuturat-o. Și asta a fost motivul, imediat. Bine, am scuturat-o și am legănat-o, știi? Da. Atât de mult am încercat să ne... Cum mi-am făcut băiețe, deja s-o liniștit, tot a fost ok. Săraca, deci da, o greșeală foarte mare e că nu am știut noi că până la diversificare, caca la bebeluș nu miroase și trebuie să-l verifici efectiv, pentru că nu-ți poți da seama altfel. Acum e foarte ușor, adică o simt din sufragerie că o făcut. Da, nu a fost să simt. Da, atunci chiar nu se simte și am făcut o mare greșeală, săracă. Am lăsat-o săracă să plângă. Mie. Da, dar de atunci nu mai. Am verificat mereu scutecul, cu vizual. Numărul 3, e tot legat de scutec. Nu știu dacă ți-aduce aminte. Făceam cu schimbul noaptea, pentru că o trezeam efectiv din somn ca să-i schimbăm scutecul de pipi. Da. De ce? Spune-mi, de ce am curis asta? Nu știu, ne gândeam... Că ce? Nu știu, poate am rămas șocat, știi? Am rămas traumatizat, că am lăsat atunci prea mult scutecul plin. Posibil să ai o explicație. Poate de atunci am zis, trebuie să-i schimbăm scutecul. Non-stop! Odată la oră, dacă se poate. Da, am aflat că noaptea, dacă face doar pipi în scutec, nu trebuie neapărat să schimbi. Mai era un nopți. Dacă nu explodează, efectiv. Mai era un nopți când era nou-născută, adică în perioada de newborn până la 3 luni, în care mai făcea și noaptea. Caca. Da, se mai întâmpla. Se mai întâmpla, dar de obicei era doar pipi și atunci nu avea niciun sens să-i schimbăm scutecul pentru că o trezeam și vă dați seama că nimeni nu vrea să se schimbe noaptea în somn. Bine, ea se trezea ca să o mai se trezea alin să mănânce, da, dar noi o puneam și la schimbat de scutec. Ceea ce e oribil, era oribil pentru ea pentru că se trezea de tot și apoi nouă ne lua și mai mult să o dormim și trebuia să facem curând nopțile pentru că nu dormea, adică, na. O trezeam noi. Mm-hmm. Deci nu schimbați scutecul noaptea decât dacă e o nevoie uriașă. Numărul 4 este tot așa ceva legat de somn. Noi, după cum vă dați seama, am avut problemele în zona legată de somn și scutece. La numărul 4 este vorba despre faptul că nu am știut de sindromul Moro și... Nu știu dacă știți, dar copiii trebuie să doarmă pe spate, este cel mai sănătos pentru ei pentru a evita SIDS, sindromul de moarte subită la nou-născuți, adică la bebeluși. Și este recomandat că ei să doarmă pe spate, doar că în momentul în care o puneam pe Mia pe spate, ea avea senzația că pică, senzația că pici în gol. Și începea să dea din toate mânuțele, încerca să se prindă de ce așa. Putea. Și noi nu știam ce are și tot încercam, dar în momentul în care când dormea și vreau să o punem în pat să doarmă, se trezea brusc din cauza asta. Și abia după câteva luni am învățat că ăsta este sindromul Moro, e senzația aceea că pici și cum poți să scapi de acest lucru este să înfaci bebele. Mm-hmm. Să îl înfaci cu o muselină, să fie subțire și atunci el are senzația asta că îi îmbrățișat, îi strâns, nu are senzația că pică și se simte în siguranță, așa cum s-a simțit în burtă. Uh-huh. Deci n-am știut despre chestia asta și sunt mai multe sindromuri din astea de copii, de bebeluși care se întâmplă... Cred că jumătate de minut tot așa când am pus-o jos, săraca. Dar numai pe spate se întâmplă asta, numai când puneai pe spate. Pe spate. Și sunt multe din astea de bebeluși care se manifestă în primele luni de viață, așa că e important să verificați, să vedeți dacă bebele nu are așa ceva, pentru că e foarte ușor de reglementat, doar că trebuie să știi despre ce e vorba. Mm-hmm. Și săracă chiar nu a dormit mult din cauza sindromului ăsta, că ne-o puneam pe spate și ea... Dar nu știu dacă i-a afectat și somnul. Da, somnul de zi i-a afectat. Da? Mhm. Da, oricum, se duce odată cu vârsta. Și ultimul, numărul 5, este faptul că nu am învățat-o cu căruciorul de mică. Nu am învățat-o să mergem foarte mult la plimbare și să adormă în cărucior, ceea ce ne-ar fi fost foarte ușor să facem o plimbare și asta să fie somnul de zi. Nu am învățat-o pentru că la început nu-i plăcea în landou, că se uita în sus la cer și era plictisitor. Da. Dar nici noi nu am insistat prea mult, așa că... La 6 luni, când a început să stea în funduleț, mi-a fost foarte greu să integrăm căruciorul. Trebuia să facem o tură de stradă și fugeam în drum spre casă ca să... Da, ca efectiv, să făceam în conjurul caselor, aici unde stăm, și ajungeam la ultimul colț și deja plângea. Plângea și isteric. Și atunci era imposibil pentru noi să o ducem în căruciorul în oraș, ceea ce e obiectivul. Să poți să te duci cu bebele în oraș, nu? Da. Și să ieși. Ea trebuia să fie mereu în brațe. O țineam în mandocă, da.
în sistem sau pe scaunelul de șold și era foarte obositor pentru noi și imposibil la un moment dat să ieșim cu ea în oraș. Dar am devenea... după aia. Da, eu am început să fac plimbări zilnice cu ea și tot așa încet, încet s-a învățat tot mai mult și acum chiar îi place foarte mult. Mergem în oraș cu orele, totul e foarte ok, doar că mi-ar fi plăcut să scăpăm de perioada aia în care nu puteam să ieșim din oraș pentru că era prea grea de ținut în brațe și nu puteam altfel. Da, e bine mă să înveți știi? Copilul cât de repede în cărucior. Și să doarmă în cărucior loc de plimbată, mi se pare iar o asociere foarte dacă bună. Dacă poate să doarmă în cărucior, e minunat. Da, asta-ți fac cu siguranță următorul. Da. Direct, de la spital, merg pe jos, baby, cu căruciorul afară. Da, bine, asta a fost de la noi, 5 greșeli pe care le-am făcut ca fiind părinți pentru prima oară. Și dacă aveți mai multe greșeli de genul acesta, eu zic să le puneți în comentarii pentru că e bine să învățăm din greșelile altora și să nu experimentăm toate greșelile astea, că e greu. Da. E greu și ia mult timp să dezveți un copil de asocieri sau obiceiuri rele. Da. Noi vă pupăm, ne vedem data viitoare și dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un subscribe și un like la acest video. Ciao.